Aceste materiale audio aparțin canalului de YouTube O Voce. O Voce. O Voce. O Voce. Vorbirea deconspiră caracterul. Țefania 1 cu 1 la 18. Introducere. Până nu de mult credeam că a răsfoi o carte bună într-o bibliotecă sau într-o librărie este cea mai nobilă experiență intelectuală pe care o poate gusta un muritor de rând. Mi-am schimbat părerea atunci când, aflându-mă într-o asemenea instituție, am fost surprins de discursul amabil și cordial al celui mai neverosimil dintre cititorii interesați de carte. Un bărbat rom, între două vârste, cu pălărie și mustață, dar cu un bun simț fără pereche și cu cea mai aleasă tonalitate, suprapuse unei limbi românești, nu râ-râ omânești, impecabile. Citeam pe fața librarului aceeași stupefacție pe care sunt sigur că ar fi putut să o citească altcineva și pe-a mea. Preț de câteva minute am rămas înghețat în uluirea mea și ore mai târziu nu reușeam să mă dezleg de vraja trăită. Mi-am încheiat prima relatare a acestei experiențe cu retorica întrebare: să fi fost creștin? Întrebarea nu era retorică pentru că știam răspunsul, ci pentru că tângeam ca personajul acela să fi fost creștin. Istoria. Istorisirea regelui Iosia, contemporanului Țefania, descoperă faptul că primii săi ani de domnie au fost mai degrabă controversați. Cu toate că Iosia și-a început domnia la 8 ani, căutarea lui Dumnezeu începe doar la 16 ani, pentru ca la 20 de ani să pornească o reformă exemplară, care este aprofundată la vârsta de 26, când reforma atinge Ierusalimul și templul din capitală. Probabil că mesajul lui Țefania a precedat marea reformă de după al 18-lea an de domnie, deoarece modul exemplar în care Iosia reprimă cultele păgâne din Iuda seamănă foarte bine cu conținutul profeției lui Țefania. 2 Cronici 34 și 35. Profeția lui Țefania are două secțiuni, una de condamnare, 1 cu 1 la 3 cu 8, alta de speranță, 3 cu 9 la 20. În cadrul primeia există un mesaj pentru poporul lui Dumnezeu, 1 cu 4 la 2 cu 3 și 3 cu 1 la 8, și unul similar pentru popoarele înconjurătoare dușmanii lui Israel, 2 cu 4 la 2 cu 15. Cuvântul Domnului care a venit la Țefania, fiul lui Cuș, fiul lui Gedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda. Voi spulbera totul de pe fața pământului, zice Domnul. Voi spulbera oamenii și animalele, voi spulbera păsările cerului și peștii mării, pietrele de poticnire și pe cei răi împreună cu ele. Îi voi nimici pe oameni de pe fața pământului, zice Domnul. Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului. Voi distruge din acest loc orice urmă de închinare la Baal și numele preoților idolatri, pe cei ce se închină pe acoperișuri, oștirii cerului, pe cei ce se închină jurând pe Domnul, dar care jură pe Moloch, pe cei care s-au abătut de la Domnul și pe cei care nu-L mai caută pe Domnul, nici nu mai întreabă de El. Să se facă tăcere înaintea stăpânului Domn, fiindcă ziua Domnului este aproape. Domnul a pregătit o jertfă și i-a pus deoparte pe cei chemați de El. În ziua jertfei Domnului îi voi pedepsi pe prinț și pe fiii regelui și pe toți cei ce poartă haine străine. În ziua aceea îi voi pedepsi pe toți cei ce sar peste prag, care umplu templul zeilor lor cu violență și înșelăciune. În ziua aceea, zice Domnul, se va auzi un strigă de durere dinspre poarta peștilor, un urlet dinspre cartierul cel nou și un mare măcel dinspre dealuri. Jeliți, locuitori ai Macteșului, căci toți negustorii sunt distruși, toți cei ce vând pe argint sunt nimiciți. În vremea aceea voi răscoli Ierusalimul cu felinare și îi voi pedepsi pe cei mulțumiți, pe cei care se îngrașă pe drojdiile lor, pe cei care zic în inimile lor, Domnul nu va face nici bine, dar nu va face nici rău. Averea lor va fi de jaf, iar casele lor vor fi pustiite. Își vor zidi case, dar nu vor locui în ele.
Își vor planta vii, dar nu le vor bea vinul. Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape și se grăbește să vină. Vuietul zilei Domnului este amarnic, la fel este și urletul celui viteaz acolo. Ziua aceea va fi o zi a furiei, o zi de necaz și strâmtorare, o zi de pustiire și distrugere, o zi de întuneric și negură, o zi cu nori și întunecime, o zi a trâmbiței și a strigătului de război împotriva cetății fortificate și a turnurilor înalte. Voi aduce un așa necaz asupra oamenilor, încât vor bâșbâi ca niște orbi, căci au păcătuit împotriva Domnului. Sângele le va fi vărsat ca praful, iar măruntaiele ca baliga. Nici aurul și nici argintul lor nu vor putea să îi izbăvească în ziua furiei Domnului. Întreaga țară va fi mistuită de focul geloziei sale, căci el va aduce cu siguranță o nimicire grabnică asupra tuturor locuitorilor țării. Prima parte a profeției lui Țefania, care face obiectul acestui studiu, se referă la condamnarea populației pentru două deviații patologice, religiozitatea și superstiția. Fiecare secțiune este marcată de referința la ziua Domnului, versetul 7, versetele 14 la 16, iar a doua este mai amplă decât prima. Primele două versete, 1 cu 2 și 3, reprezintă un fel de titlu tematic al lucrării lui Țefania. Mesajul său este unul preeminent de judecată, nu numai pentru neevrei, ci și pentru poporul Domnului. Cuvântul cheie al primelor versete este voi nimici, care apare de trei ori. Se face aluzie la episodul creației cu ajutorul expresiilor întâlnite și în relatarea din Geneza 1, oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării. Se poate spune că Dumnezeu va decrea pământul așa cum a făcut la potop. De altfel, sentința din Țefania 1 cu 3 seamănă destul de bine cu cea din protoistorie, Geneza 6 cu 7, deși adaugă în plus referința la piatra de poticnire a celor răi. Prima secțiune a profeției de condamnare, versetele 4 la 6, se referă la iudei și la ierusalamiteni mai ales. Exterminarea definitivă a idolatrilor este exemplară. Nu vor mai avea nici rămășiță, nici slujitori, nici preoți. Cu alte cuvinte, cultul străin va dispărea de la Ierusalim. Aceștia dăduseră dovadă prin vorbire de inimă împărțită. Jurau oferindu-i autoritate de legare a jurământului lui Dumnezeu, dar și lui Milcom, zeul amonit. Pentru profet, un asemenea comportament duplicitar este dovada clară a înstrăinării lui Dumnezeu, fapt exprimat cu ajutorul unui tristih cu caracter exhaustiv. S-au abătut de la Domnul pe care nu-l mai caută și de care nici nu mai întreabă, Țefania 1 cu 6. Exprimarea devoțiunii față de Dumnezeu este specifică limbajului religios preoțesc, frecvent aplicat pentru descrierea acestui fenomen, mai ales de cronicar. Sentința este hotărâtă. Acum ea este și anunțată. Singurul lucru care mai rămâne de făcut este declanșarea evenimentului numit Ziua Domnului. În fața pregătirilor finalizate de o asemenea manieră, spectatorul va rămâne mut de uimire. Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu, versetul 7. Spectacolul consumării deznodământului aduce pe scenă un Dumnezeu suveran și o umanitate mută de uimire. Vorbirea ca fenomen social la români. Cu siguranță ați fost cel puțin odată în viață contrariat de limbajul aparent religios al unei persoane care nu scăpa deloc din gură expresia Har Domnului, deși la o scurtă vreme își manifesta nemulțumirea față de diverse situații, trimițând persoanele dezapreciate în custodia diavolului, cunoscut în limba română și sub numele de Dracul. Pentru a sugera gravitatea unei situații, adesea se face apel la expresii hiperbolizate de tipul te omor în bătăi, te snopesc în bătăi sau te sparg în bătăi. Chiar dacă sunt foarte sugestive, rareori produc reacția solicitată de vehemența tonului sau de claritatea enunțului lor. În ciuda lipsei lor de eficacitate, se întâmplă că ele sunt perpetuate de la o generație la alta.
Probabil că dintre toate aspectele contemporane ale fenomenului vorbirii, cel mai bine exploatat este invectiva. Aici, jurnaliștii, sociologii, antropologii și guvernanții ar putea fi de acord că se potrivește expresia "am o țară ca o floare". Dacă s-ar face competiții de înjurături sau dacă venitul intern brut ar fi proporțional cu invectiva folosită de cetățenii săi, România ar fi în sfârșit pe locul întâi în lume. Probabil că sportul acesta este ceva mai recent, deoarece în 1619, dieta de la Alba Iulia penaliza înjurătura publică în funcție de clasa socială a vinovatului, cu un forint pe nobil și cu 25 de bani pe țăran. Ne-ar fi învățat stăpânirea străină să afurisim, dar tot ea ne-a pus și dop la gură. Poate că ceva ar fi de câștigat dacă am pune taxă pe invectivă. Aici este doar o propunere. Între 5 și 20 de roni pentru înjurături blânde cu referire la natură sau fenomenele meteorologice, soarele, ploaia, ceața, etc. Între 21 și 50 de roni pentru suduieli cu referire la persoane din familie sau obiecte de cult, mai ales mama și anafura. Între 51-100 pentru invective cu referire la părți anatomice ale corpului uman. Între 101 și 300 pentru expresii care descriu perversiuni sexuale. Între 301 și 500 pentru asocierea unor animale din fauna locală unor nume de demnitari și membri ai executivului. Între 1 și 3 ani închisoare pentru inscripționarea de invective pe garduri, pereții WC-urilor, ziduri, etc. Între 5 și 10 ani de închisoare pentru dezvăluiri scandaloase în presă cu privire la mai sus menționatele persoane. Ar mai fi și bancurile, adică anecdotele necenzurate. Personajele cele mai îndrăgite sunt cunoscute și sunt acestea, Ceaușescu și Bulă. În timp ce primul întruchipa preocupările politice ale populației reprimate, al doilea permitea refularea erotismului supravegheat științific. De fapt, aderența la orice grup al societății civile, deși teoretic acestea nu existau în statul polițienesc comunist, se marcau prin însușirea orală a unui set de bancuri și actualizarea sa din mers. La fel se întâmplă și astăzi, când fiecare grup și-a dezvoltat un anumit limbaj argotic de ghetou, prin intermediul căruia verifică apartenența la grup a fiecărui individ. Dacă vrei să fii parte a găștii, trebuie să vorbești la fel ca ei, să înjuri ca ei, să spui poante cu aceleași personaje și cu tentă similară. Vorbirea creștinului. Domnul Iisus acceptă vorbirea ca pe un indiciu al calității minții. El spunea, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Luca 6:45. Cu alte cuvinte, nu trebuie să faci eforturi pentru a-ți demonstra apartenența, doar fii tu însuți. Despre o naturalețe similară vorbea și apostolul Iacov când folosea imaginea izvorului și a solului din care acesta țâșnește sau a rodului fiecărui pom. Cu limba binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Iacov 3:9-12. Același apostol discută pe tema dificultății în controlarea vorbirii. Se pare că degradarea păcatului ne-a atins foarte puternic la acest nivel, deoarece apostolul sumariza experiența umană astfel. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Iacov 3:2. Apostolul Pavel îl îndemna pe Timotei la vorbire pilduitoare, 1 Timotei 4:12, iar colosenilor le cerea o vorbire cu har, dreasă cu sare,
abilă în răspunsuri adecvate, Coloseni 4:6. Prin urmare, care sunt parametrii de funcționare normală a unui creștin în privința vorbirii? 1. Când este vorba despre jurământ, Domnul Iisus face clar să nu exagerăm cu folosirea formulelor de întărire, ci mai degrabă să ne cultivăm credibilitatea cuvintelor noastre fără artificii suplimentare. Matei 5:37. 2. Conținutul dogmatic al vorbirii noastre să fie curat. Îndemnul dat prin Tit tinerilor din Creta este foarte sugestiv. Tit 2:6-8. 3. Limbajul animalelor trebuie să rămână în uzajul celor care nu cuvântă inteligent. Citește Efeseni 4:29-32 și continuă în Efeseni 5:1-20 ca să înțelegi importanța vorbirii în relație cu desfrâul și cu avariția. 4. Vorbirea de rău este un sport care nu-l cinstește pe Domnul. Vorbirea de rău, ai scoate cuiva vorbă, înseamnă ponegrirea inamicului în lipsă pentru a-l defavoriza în fața audienței. Rețeta este după cum urmează. 2 baliverne care se bat spumă tare, se adaugă o linguriță de esență din adevăr, se rade coajă de minciună și se presară cu clevetire după gust. 5. În relația cu autoritățile, curtoazia și cinstirea sunt caracteristice creștinului. Roman 13:7. Batjocorirea autorităților ca și adulațiile sunt în egală măsură nedemne de creștin. Iuda 8:16. Criticarea demnitarilor nu este exclusă în măsura în care nu este nesocotită autoritatea acestora. Totuși, există foruri legale care analizează reclamațiile fondate. Concluzie. Aș avea un cuvânt special pentru tineri, mai ales pentru aceia care pretind o anumită filiație creștină. Creștinul și filocreștinul nu este tot una. La fel cum credinciosul nu este tot una cu religiosul. În umbra altarelor și amvoanelor cresc foarte bine filocreștinii ca și ciupercile în umbrișul pădurilor. Părinții se străduiesc să le creeze odraslelor toate condițiile confortabile unei dezvoltări normale, în ghilimele, fără să-i stânjenească vreodată cu realitatea păcatului lor. Într-adevăr, minciuna, înjurătura, vorbele goale, bancurile porcoase pe care prea adesea le audiem în casele noastre, sunt păcate. Oriunde apar acestea, ele sunt semne ale deșertăciunii vieții înstrăinate de Dumnezeu pe care o trăim. Te dă vorbirea de gol? Codul bunelor maniere, oricât de folositoare sunt ele în societate, îți permit doar însușirea unor tehnici de disimulare. Mai important este să cauți schimbarea pe care Dumnezeu o realizează gratuit și definitiv. Tăcere înaintea Domnului. El nu are nevoie nici de binecuvântarea ta lipsită de conținut, dar nici de amărăciunile tale fără substrat. Pocăiește-te și învață vorbirea cu har și dreasă cu sare a Domnului. Capitolul 8. Superstiția ca semn al înstrăinării de Dumnezeu. Țefania 1:4-9. Introducere. Cândva am avut ocazia vizionării unui film de-a dreptul surprinzător cu privire la o superstiție evreiască întâlnită și la alte popoare, golemul sau vitalizarea statuilor. Golemul, numit și homunculus în literatura antichității grecești, a apărut în comunitatea așchenazică din Europa apuseană a secolului al XII-XIII-lea, drept urmare a interpretării magice a cărții creației, în ghilimele, Sefer Yetzira, o lucrare izvorâtă din Cabala, mistica evreiască medievală. Cel care a desăvârșit legenda a fost rabinul Iuda Loev ben Bezalel din Praga, secolului al XVIII-lea. Se pare că el a reușit să-l și creeze pe golem, dar l-a demolat atunci când ființa a ajuns să pericliteze viața celor nevinovați. Legenda spunea că, în vremuri de restriște, pentru protejarea comunității sale,
rabinul putea crea un monstru antropomorfic, indestructibil și atot cunoscător, dar tâmp și mut, care era de folos comunității evreiești până la înlăturarea pericolului. Întâi, folosindu-se o lingură specială, se crea din lut o formă humanoidă, după care se punea în gura figurinei un pergament pe care era scris numele sacru al lui Dumnezeu și se scria cuvântul Emet, adică adevăr, pe fruntea sa. Apoi, în timpul unui ritual de invocare a numelui sacru al lui Dumnezeu, figurina prindea viață. Era un proces care semăna întrucâtva cu creația omului. Legenda spune că, odată împlinită misiunea pentru care a fost creat, golemul trebuia distrus, deoarece continuă să crească și devenea tot mai violent. Oricât de frumoasă este povestea, ea rămâne doar o legendă, chiar dacă are un tâlc deosebit. Credința în existența unor astfel de ființe, nedocumentată biblic, ține de superstiție. O astfel de ființă ținea locul unui Dumnezeu aparent dezinteresat de implicarea directă în creația sa și răspundea împlinirii nevoilor urgente de protecție și siguranță a comunității credincioșilor. Nu mai este nevoie să înveți să rapsi și să crezi că toate sunt spre folosul credincioșilor. De fapt, rabinul din filmul Zăpadă în August nu reușise să aducă la viață golemul atunci când comunitatea evrească din Praga a avut nevoie de ajutor la evacuarea ghetoului de către naziști. Soția sa, o luptătoare în rezistență, a murit, iar rabinul nostru a trebuit să-și părăsească orașul natal pentru a ajunge după multe peripeții în America. Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului. Voi distruge din acest loc orice urmă de închinare la Baal și numele preoților idolatrii, pe cei ce se închină pe acoperișuri, oștirii cerurilor, pe cei ce se închină jurând pe Domnul, dar care jură și pe Molech, pe cei care s-au abătut de la Domnul și pe cei care nu-L mai caută pe Domnul, nici nu mai întreabă de El. Să se facă tăcere înaintea stăpânului Domn, fiindcă ziua Domnului este aproape. Domnul a pregătit o jertfă și i-a pus deoparte pe cei chemați de El. În ziua jertfei Domnului îi voi pedepsi pe prinți și pe fiii regelui și pe toți cei ce poartă haine străine. În ziua aceea îi voi pedepsi pe toți cei ce sar peste prag, care umplu templul zeilor lor cu violență și înșelăciune. Al doilea pasaj al primului capitol din profeția lui Țefania aduce în actualitate ziua confruntării directe dintre Dumnezeu și poporul său înstrăinat de adevărata credință. Din câte înțelegem textul, profetul își condamnă poporenii pentru părăsirea valorilor adevărate în schimbul unora de împrumut. Imaginea Ierusalimului umplut de, în toate cartierele sale de nelegiuire este foarte vie. Clasa de jos este preocupată de superstiții și jefuirea averii stăpânilor, absorbiți de garderobele lor și dezinteresați de administrarea propriilor posesiuni. Drept justificare pentru un asemenea comportament deviant este luată convingerea că Dumnezeu este dezinteresat de implicarea în universul pe care l-a creat. Vezi deismul modern. Absurditatea unei asemenea convingeri este mai mult decât evidentă pentru cel credincios, motiv pentru care necredinciosul are nevoie de un substanțial supliment de curaj, adică de alcool. Din nefericire pentru toți aceștia vine ziua când toleranța Domnului va atinge un drept final și Dumnezeu le va încerca vrednicia. Atunci nici vitejia, nici bogăția nu vor valora suficient pentru a le scăpa viața celor ce au crezut în ele. Singura soluție pentru religioși și superstițioși este pocăința, adică întoarcerea la Dumnezeu și relația veritabilă cu El. Evreii au instituit obiceiul interdicției consumului de carne de la încheietura coapsei după evenimentul luptei dintre Iacov și Îngerul Domnului, Geneza 32:32. Similar, filistenii au ajuns să impună interdicția călcării peste prag după întâmplarea cu umilirea lui Dagon în propriul său templu, 1 Samuel 5:5. Să întrebăm pe Abel era un alt obicei criptic pentru rezolvarea oricărui litigiu, 2 Samuel 20:18. De fapt, existența obiceiurilor este o situație constant întâlnită în Israel.
Problema era atunci când obiceiurile erau inspirate din păgânismul cananean sau al altor țări învecinate, Dumnezeu aducea damnarea peste evrei. Când obiceiurile erau inspirate de legea lui Dumnezeu, după modelul inspiratului lider David, evreii câștigau respectul vecinilor și Dumnezeu însuși îi onora cu binecuvântările sale. Domnul Iisus însuși condamnă multitudinea de obiceiuri ale tradiției legaliste fariseice, pentru că în loc să inspire poporul la apropierea de Dumnezeu, ele reușeau să îi îndepărteze de Dumnezeu și de legea sa. Matei 23, cu 15 la 22. Contextul românesc. Superstiția este prejudecata care decurge din credința în spirite bune și rele, în farmece și vrăji, în semne prevestitoare, în numere fatidice sau alte rămășițe ale animismului și ale magiei. Fenomenul nu este neapărat legat de ignoranță sau de lipsa instrucției, pentru că ea apare cu destul de multă putere și printre orășenii instruiți. Una din cele mai puternice convingeri de acest tip este credința în abilitatea babelor, în ghilimele, a se citi vrăjitoare, de a lega sau deslega, de a deochia sau a deslega de ochiul, de a îmbolnăvi sau a vindeca, de a fermeca pe cineva de altcineva, sau de a desface farmecele cuiva asupra altcuiva, de a le ursi sau de a le desface ursita. În aceeași categorie intră credința în ființe non-corporale precum stafiile, numite și strigoi, vampirii, numiți și moroi, știmele, ielele, rusaliile, samca, etc. Semnele prevestitoare de vești rele sunt asemenea celor ce urmează: țiuitul urechilor, zbaterea unei pleoape, cântecul cuculei sau urlatul câinelui, întâlnirea cu preotul, cu un cortegiu funerar, cu iepurele care taie drumul, cu o pisică neagră sau cu cineva purtând un vas gol, troznirea mobilierului sau a icoanei, spargerea oglindei, țiuirea tăciunelui în foc, vărsarea sării din solniță sau a chibriturilor din cutie, trecerea pe sub scară, visele urâte, etc. Este relevant numărul mare de figuri asociate cu superstiția populară la români, în care sunt incluse stafiile, vampirii, știmele, ielele, rusaliile, rusalca și samca. Dintre remediile cunoscute pentru înlăturarea unui pericol sau prevenirea unei întâmplări rele, se pot aminti baterea în lemn, ferirea de numărul 13, călcarea cu dreptul când se pleacă de acasă, grija de a nu se întoarce din drum pentru a nu-i merge rău, purtarea amuletelor sau talismanelor aducătoare de noroc, potcoavă, trifoi, coșar și altele. Purtarea mărțișorului a pornit tocmai dintr-o tradiție superstițioasă privitoare la aducerea norocului. O dovadă în plus a înstrăinării viacului nostru de Dumnezeu prin superstiții este și apariția numeroase pseudoștiințe care acționează cu astfel de convingeri, precum bioenergetica și radiestezia, amplificarea discursului pseudoștiințific despre paranormal, corp astral, toate fiind vecine bune cu ocultismul și spiritismul. Așadar, superstiția presupune credința, dar o credință în ființe imaginare, create de mintea înstrăinată de Dumnezeu a omului. Mintea poate crea lumi oarecum noi, poate imagina relații noi între lucruri preexistente, dar nu poate inventa realități inexistente. Înțeleptul Ecleziast, ca și Apostolul Pavel, au avut curajul să afirme că omul nu se naște cu o minte ca o tablă curată, în latină tabula rasa, așa cum propunea filozoful englez John Locke, încă din secolul al XVII-lea, ci cu o minte inoculată cu dorul după Dumnezeu. Prin urmare, restul miliardelor de biți de informație sunt acumulați prin educația și experiența personală a fiecărui individ. Fie ne învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeul personal despre care vorbește Biblia, fie ne permitem variante paralele de cunoaștere mistică sau paranormală. În final, tot cunoaștere se numește și tot credință este nevoie. Credinciosul biblic are avantajul de a avea la îndemână o carte a cărei informație are girul
Domnului de la etaj, în ghilimele, fiind descoperită prin intermedierea sa a lui Dumnezeu. În cazul său, eroarea este nulă. Soluția. La îndemnul lui Dumnezeu, Țefania propune câteva lucruri. Veniți-vă în fire, reveniți-vă, neam nerușinat. Aceasta înseamnă recunoașterea vinei, adică admiterea faptului că, lăsat de capul tău, nu poți realiza decât înstrăinare de Dumnezeu, egoism, dezinteres față de semeni. Căutați pe Domnul cei smeriți din țară care împliniți poruncile Lui. Vorbește despre acceptarea soluției lui Dumnezeu, adică învață adevărul revelat, doctrina biblică, părerea lui Dumnezeu despre realitatea de aici și de dincolo. Căutați smerenia și dreptatea. Presupune militarea pentru dreptate socială, adică aplică-ți cunoștințele în practica zilnică în relațiile cu semenii. Învață să faci deosebirea dintre adevărata credință și datina populară. Folclorul cultivă de regulă unele datini cu influențe păgâne, tolerate în România de biserică, fără a face parte din manifestarea religioasă propriu-zisă. Este vorba despre Sorcova, Revelionul, Plugușorul, Sânzienele, Mărțișorul. Când valorile creștine devin tot mai șterse în practica curentă a unei societăți, tot mai preocupate de respectarea unor datini păgâne, putem spune că poporul acela a ajuns la fel de vinovat ca israeliții antici pe care îi condamna profetul Țefania. Capitolul 9. Judecata lui Dumnezeu asupra păgânilor. Țefania 2, 1-15. Introducere. Minciuna are picioare scurte, spune un proverb românesc, făcând referire la avantajele de scurtă durată ce se pot obține prin neadevăr. Cazul criminalilor dat în urmărire generală prin Interpol și descoperit sub falsă identitate în diverse locuri din Europa demonstrează modul în care criminalii sunt prinși în ultimă instanță, chiar dacă uneori este nevoie de mulți ani. Așadar, judecata își atinge obiectul chiar și atunci când, pentru o vreme, dreptatea pare a fi o loagă. Oare nu acesta este elementul care ne încântă încă din poveștile copilăriei despre binele care dovedește răul și dreptatea care biruie injustiția? Începem să discutăm din profeția lui Țefania despre judecata la care le supune Dumnezeu pe popoare, incluzând aici pe Israel. Diferența cea mai evidentă între judecata pentru Israel și a neevreilor este aceea că, în cazul poporului său, Dumnezeu completează sancțiunea cu promisiunea și penalitatea cu binecuvântarea. Mesajele anterioare din Țefania ne-au făcut cunoștință cu preocuparea profetului pentru restaurarea adevăratei închinări în poporul său Israel, condamnând jumătățile de măsură precum religiozitatea și superstiția, dar și chemând națiunea la pocăință autentică. Cuvântul Domnului care a venit la Țefania, fiul lui Cuși, fiul lui Gedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda. Voi spulbera totul de pe fața pământului, zice Domnul. Voi spulbera oamenii și animalele, voi spulbera păsările cerului și peștii mării, pietrele de poticnire și pe cei răi împreună cu ele. Îi voi nimici pe oameni de pe fața pământului, zice Domnul. Gaza va fi părăsită, iar Așchelonul va fi lăsat în ruină. Cei din Așdod vor fi izgoniți ziua în amiaza mare, iar Ecronul va fi dezrădăcinat. Vai de cei ce locuiesc pe malul mării, vai de neamul cheretiților! Canaanule, țara filistenilor, cuvântul Domnului este împotriva ta. Te voi distruge și vei rămâne fără locuitori. Malul mării va ajunge pășuni, islazuri pentru păstori și țarcuri pentru oi. Malul acesta va fi pentru rămășița casei lui Iuda. Acolo vor găsi ei pășune. Seara se vor odihni în casele Așchelonului, căci Domnul Dumnezeu lor le va purta de grijă și le va aduce înapoi captivii. Am auzit batjocurile Moabului și insultele amoniților, care mi-au defăimat poporul și s-au semețit împotriva hotarelor lui. De aceea, viu sunt eu, zice Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel, că Moab va fi ca Sodoma, iar amoniții ca Gomora,
un loc plin de mărăcini și cu gropi de sare, un pustiu pe vecie. Rămășița poporului meu îi va prăda și supraviețuitorii neamului meu îi vor stăpâni. Aceasta le va fi plata pentru mândria lor, căci au fost batjocoritori și s-au semețit împotriva poporului Domnului oștirilor. Domnul se va arăta înfricoșător față de ei, căci el îi va nimici pe toți zeii pământului. Înaintea lui se vor închina fiecare în locul ei toate neamurile ostroavelor. Chiar și voi, cușiților, veți fi străpunși de sabia mea. Domnul își va întinde mâna împotriva celor din nord și va nimici Asiria. El va preface Ninive într-o ruină, într-un loc uscat, ca un deșert. Turmele se vor odihni în mijlocul ei, precum și tot felul de animale sălbatice. Ciușu și bufnița vor înopta între capitelurile stâlpilor ei, iar țipătul lor se va auzi prin ferestre. Molozul va fi în pragul porților ei, căci lucrările din cedru vor fi despuiate. Iată, dar, cetatea cea veselă care trăia fără grijă și care își zicea în inima ei, doar eu și nimeni altcineva. Ce ruină s-a ales de ea! A ajuns un culcuș pentru fiarele sălbatice. Toți cei ce trec pe lângă ea fluieră și arată cu mâna. Țefania 2, cu 1 la 15, cuprinde motivația pocăinței israelite, sintetizată în jurul condamnării dușmanilor tradiționale ai lui Israel. Dumnezeu va purta de grijă ca poporul său să profite până și de pe urma judecății, la care supune pe popoarele învecinate. Prezentarea popoarelor damnate urmărește cele patru puncte cardinale: filistenii în apus, moabiții și amoniții în răsărit, etiopienii în miază zi și asirienii în miază noapte. Modalitatea literară aleasă de profet pentru transmiterea mesajului său este variată de la un destinatar la altul, nu numai în ce privește amploarea textului, oraculul adresat etiopienilor are numai un verset, ci și tehnica artistică folosită. Secțiunea adresată filistenilor debutează cu un tetrastih, adică un vers compus din patru linii: A, B, B1, A1, în care autorul folosește jocul de cuvinte dat de numele a patru din cele cinci cetăți filistene. Gat nu este menționat și verbul care descrie destinul pregătit fiecăruia. Versetul 5. Gaza va fi părăsită, Ascalonul devastat, Ashdodul pustit ziua la amiază, iar Ecronul dezrădăcinat. Osânda finală este prezentată printr-un vai care sintetizează istoria filistenilor prin invocarea celor trei nume ale acestei națiuni: locuitorii țărmului mării, neamul cheretiților, Canaanul filistenilor. Versetul 6. În final, potențialul pastoral al Filistiei este acordat spre administrare rămășiței lui Israel. Versetul 7. Este interesant de observat că vina filistenilor nu e menționată, cum se întâmplă în cazul celorlalte națiuni. Oricum, toleranța Domnului față de acești canaaneni condamnați de multă vreme a ajuns la capăt. Moabiților și amoniților li se pregătește ceva în comun. Cele două popoare înfrățite din naștere și unite în secole de istorie comună primesc același oracol. Secțiunea dedicată lor începe tot cu un tetrastih cu linii îmbrățișate. De data aceasta, elementul care permite corespondența liniilor este verbul ce descrie acuzele aduse celor două popoare. Am luat aminte la batjocura lui Moab, subliniat batjocura, și la ocara lui Amon, subliniat ocara, cu care mi-au batjocorit poporul, subliniat batjocorit, și au ocărât frontierele lui, subliniat au ocărât. Sentința Domnului este rostită sub jurământ cu toată solemnitatea titlului de suveran absolut pe care îl poartă Domnul. Așa cum Moabul va experimenta penitența exemplară a Sodomei, Amonul va repeta istoria Gomorei. Până și singurele avantaje economice ale celor două regate ruinate vor fi exploatate de către aceeași rămășiță a lui Israel. Versetul 9. Finalul aduce din nou în atenția cititorului
motivul unei asemenea deznodământ, repetând în acoladă batjocura și ocara pe care Moabul și Amonul le-au proferat la adresa lui Israel. Versetul 10. Așa cum spuneam, oracolul administrat etiopienilor este foarte scurt, aparent prea scurt. Oricum, el joacă un rol special în economia profeției lui Țefania, deoarece permite ilustrarea unui adevăr fundamental despre Dumnezeu, acela exprimat în versetul 11. Domnul va fi înfricoșător pentru ei când le va doborâ pe toate divinitățile pământului, când fiecare îi se va închina din patria lui, din fiecare ostrov al neamurilor. Astfel, până și voi, etiopienilor, și ei vor fi străpunși cu sabia mea. Versetul 12. Ultimele trei versete ale capitolului 2 sunt dedicate Asiriei, reprezentate prin capitala lor, Ninive. Preferința pentru tetrastih este prezentă și la introducerea acestui oracol, unde miază noaptea sau Tsafon, din prima linie, face pereche cu pustia, Tziyah, ultimei linii, iar Asiriei din linia a doua îi corespunde Ninive din linia a treia. Dezolarea este cuvântul de ordine pentru starea unui imperiu atât de înfloritor odinioară. Locuitorii lui nu mai sunt cetățenii de altă dată, ci animalele domestice adăpostite aici. Din ferestre nu se va mai auzi cântecul copiilor, ci buhăitul bufnițelor. În prag nu vor mai aștepta soțiile, ci pustirea. Locuințele vor fi doar niște mormane de moloz. Așa îi se va întâmpla celei care trăia nepăsătoare, bucurându-se de luxul ei, presupunând cu aroganță că imperiul construit pe spesele altora și din prădarea multor altor națiuni este de drept al ei. Dumnezeu va face din Ninive un exemplu de condamnare, evident pentru orice trecător. În concluzie, revigorarea adevăratei închinări este și posibilă și de dorit, deoarece Dumnezeu își va încheia afacerile cu păgânii. Celor damnați de multă vreme le va apune în sfârșit soarele, celor batjocoritori le va veni vremea să fie de râsul lumii, până și celor mai îndepărtate popoare și ostroave li se va administra o sânda divină, iar cei aroganți și siguri pe destinele lor vor fi umiliți. Contextul biblic și contemporan. Calitatea de judecător al lui Dumnezeu este o temă omniprezentă în întreaga Biblie, nu numai în cărțile profetice. Ultimul capitol din istoria lumii va consta dintr-o mare judecată publică în care toți oamenii vor fi prezenți drept acuzați, nu drept spectatori. Deocamdată, câtă vreme răul are câștig de cauză, nedreptatea pare a se perpetua cu mai multă viteză. Nedreptatea acumulată conduce la descătușarea unor strigăte de eliberare, asemenea celor din Psalmul 82:8. Dumnezeule, judecă de îndată pământul, pentru că toate neamurile sunt în moștenirea ta. Domnul Iisus ne-a învățat că Tatăl a acordat dreptul de a hotărî în instanță Fiului, Ioan 5:22, iar sentința este întotdeauna corectă pentru că se află în perfect acord cu realitatea și cu voia Tatălui, Ioan 5:30 și 8:16. Păstrând terminologia de tribunal, Duhul promis va funcționa pe rol de procuror, dovedind lumea vinovată în trei privințe: păcatul, dreptatea și judecata. El va condamna păcatul și esența lui, adică necredința în Iisus Hristos. El va dovedi pe necredincioși vinovați de moartea Domnului Iisus, singurul om drept cu adevărat. El va condamna și va obține eliminarea sursei hotărârilor nedrepte, adică pe Satana. Oare mai este o sânda lui Dumnezeu valabilă și astăzi ca pentru păgânii contemporani lui Țefania? Finalul toleranței. Într-adevăr, Dumnezeu încă mai tolerează pe păcătoși de tot felul, deși o sânda lor este bine cunoscută. Așa cum spunea apostolul Petru odinioară, dar o sânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. 2 Petru 2:3. Și apostolul Pavel își încheie lista de păcate care definea starea de păcat a contemporanilor săi cu următoarea afirmație: și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu,
că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Romani 1:32. Batjocoritorii. Există tot felul de crize pe pământ, de energie, de apă, de hrană, dar niciodată de proști, de dictatori sau de batjocoritori. Apostolul Petru încerca să corecteze greșita percepția unor frați din adunare, care se lăsau seduși de îndrăsneala unor batjocoritori contemporani. Cuvintele sale spuneau astfel: înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit, părinții noștri toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. 2 Petru 3:3-4-9. Judecata este completă. Judecata lui Dumnezeu se aplică tuturor oamenilor, deoarece păcatul este o abilitate comună rasei umane, evrei și neevrei deopotrivă. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Romani 3:11-19:20. Aroganța. Siguranța lumii ocupată de propria plăcere este înșelătoare. Fiecare se angrenează în urmăriri mai spectaculoase decât cele din The Fast and the Furious, uitând de cultivarea lucrurilor care merită. Când preocuparea pentru materie devine obicei, omul uită de Dumnezeu și când uită de Dumnezeu, omul este surprins de Dumnezeu nepregătit. Așa ne-a învățat și Domnul și apostolii săi. Vezi Matei 24:38-44 și 1 Tesaloniceni 5:3. În loc de concluzii, subliniem câteva aplicații contemporane. 1. Dumnezeu te cunoaște prea bine. Nu-L poți impresiona cu moralitatea ta de 2 bani? Fă bine de renunță la abureala de tipul: eu sunt fiul lui Avram, eu dau zecioală din toate veniturile, eu nu dau în cap nimănui, eu nu fac rău niciunei gâze, etc. 2. Am putea fi alerți la deprinderi de acest tip izvorând chiar din sânul poporului lui Dumnezeu. Observăm cum, în loc să ne stimuleze devotamentul pentru Domnul, judecata pregătită păgânilor ne stimulează propria creativitate. Să nu ne înșelăm cumva crezând că ceea ce Dumnezeu condamnă în lume va ierta când va găsi în ai săi. 3. Rămâi credincios în lucrul încredințat și nu te lăsa furat de peisajul oferit de lume. Părerea lumii are un impact puternic asupra noastră pentru că are majoritatea de partea ei, dar Dumnezeu a pregătit lucrurile bune pentru minoritatea sa. 4. Învață să fii mulțumitor recunoscându-ți adevărata valoare. Capitolul 10. Judecata lui Dumnezeu asupra lui Israel. Țefania 3:1-20. Introducere. Călătoriile sunt, de regulă, obositoare. Unele însă au un farmec specific care întrece orice oboseală și insatisfacție. Vorbesc aici despre acelea care îți oferă ocazia de a ajunge pe înălțimi, acolo unde puțin se încumetă și de unde poți privi la mare distanță. Așa ni s-a întâmplat când, urcând munții Cibinului pentru a câta oară, am ajuns la altitudinea de aproximativ 2000 de metri și am putut vedea Sibiul ca pe un orășel miniatural, construit din cubulețe de lemn sau piatră. Grupul nostru de 4 persoane trecuserăm prin câteva dificultăți și le-am răbdat de dragul atingerii unui ideal absurd pentru mulți, sosirea la rezervația naturală, iezerele Cibinului.
frigul dimineții, confruntarea cu câinii ciobănești, palele de vânt rece, nu mai contau atunci când am ajuns la destinație. Eram cu toții conștienți că am realizat ceva deosebit. Reușisem să ne depășim pe noi înșine. Cu cât mai importantă va fi sosirea noastră în patria cerească, după ce am depășit mult mai numeroase și dificile obstacole. Acest mesaj are intenția de a încuraja pe credincios, pentru că este de folos în călătoria sa. Vai de cetatea supritoare, răzvrătită și pângărită! Ea n-ascultă de niciun glas, nu primește nicio disciplinare. Ea nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul ei. Conducătorii ei sunt ca niște lei care răcnesc. Judecătorii ei sunt ca niște lupi seara, care nu lasă nimic până dimineață. Profeții ei sunt aroganți, sunt niște oameni înșelători. Preoții ei pângăresc ceea ce este sfânt și calcă în mod violent legea. Domnul este cel drept în mijlocul ei și el nu săvârșește nicio nedreptate. În fiecare dimineață își împarte judecata, în fiecare zor de zi, fără greșeală, însă cel nedrept nu știe de rușine. Am nimicit neamuri, turnurile le sunt în ruină, le-am pustiit drumurile, acum nimeni nu mai umblă pe ele. Cetățile le sunt distruse și au rămas fără oameni, fără locuitori. Am zis, cu siguranță te vei teme de mine, vei primi disciplinarea. Astfel, locuința nu i-ar fi fost nimicită și n-ar fi venit peste ea toate pedepsele mele. Dar ei au fost tot mai dornici să se strice prin toate faptele lor. De aceea, așteptați-mă numai, zice Domnul, până în ziua în care mă voi scula să mărturisesc, căci am hotărât să adun neamurile, să strâng regatele, ca să-mi revărs asupra lor indignarea, toată aprinderea mâniei mele. Tot pământul va fi mistuit de focul geloziei mele. Atunci când le voi da popoarelor buze curate, pentru ca toți să cheme numele Domnului și să-L slujească umăr la umăr. De dincolo de râurile din Cuș, închinătorii mei, fiica celor risipiți ai mei, îmi vor aduce daruri de mâncare. În ziua aceea nu vei mai fi făcută de rușine de toate faptele prin care ai păcătuit împotriva mea, căci atunci îi voi scoate din mijlocul tău pe cei trufași, iar tu nu te vei mai îngânfa vreodată pe muntele meu cel sfânt. Dar voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și puțin la număr, care va căuta adăpost în numele Domnului. Rămășița lui Israel nu va mai săvârși nedreptatea. Aceștia nu vor mai spune minciuni și în gura lor nu se va mai găsi o limbă înșelătoare. Ei vor găsi pășune, se vor odihni și nimeni nu-i va mai îngrozi. Strigă de bucurie, fiica Sionului, strigă tare, Israele, veselește-te și bucură-te din toată inima, fiica Ierusalimului. Domnul a îndepărtat judecata de la tine, el l-a izgonit pe dușmanul tău. Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău, nu te vei mai teme vreodată de vreun rău. În ziua aceea se va zice Ierusalimului, nu te teme, Sioane, să nu-ți slăbească mâinile. Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate izbăvi. El se va bucura de tine nespus, te va liniști cu dragostea lui și va striga de veselie din pricina ta. Îi voi aduna pe cei ce sunt triști din cauza adunărilor de sărbătoare. Din tine își trag obârșia. Povara de pe umerii tăi era o rușine. Iată, în vremea aceea îi voi pedepsi pe toți cei ce te-au asuprit, îi voi izbăvi pe cei șchiopi și îi voi aduna pe cei ce au fost izgoniți. Le voi da cinste și renume în toate țările unde au fost făcuți de rușine. În vremea aceea îmi voi aduce înapoi, în vremea aceea vă voi strânge. Vă voi face parte de renume și cinste între toate popoarele pământului, când vă voi aduce înapoi captivii înaintea ochilor voștri, zice Domnul. Ultimul capitol al profeției lui Țefania se orientează spre poporul ales, continuând argumentația în favoarea restaurării adevăratei închinări, cu același apel la escaton, după modelul capitolelor precedente. Textul poate fi împărțit în trei fragmente distincte. Primele 7 versete pregătesc rostirea sentinței din versetele 8 la 13, pentru ca ultimele versete 14 la 20 să aducă în prezent jubilația înnoirii viitoare.
Cu alte cuvinte, în ciuda prezentului dezastruos și a unei exemplare damnări, meritate de altfel, viitorul este proporțional mai luminos. Vaiul din capitolul 3 debutează avertismentul Domnului pentru Ierusalim. Motivul este formulat de o manieră similară celui pentru care ierusalimitenii fuseseră condamnați în 1:6 astfel. Ea n-ascultă de niciun glas, nu primește nicio disciplinare, ea nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul ei. Țefania 3:2. În comparație cu Dumnezeu, liderii nu au niciun folos pentru călăuzirea poporului înstrăinat. Atât liderii cât și Domnul sunt în mijlocul poporului, adică au o poziție elevată, din care atrag interesul celorlalți și, prin urmare, îi influențează. Din păcate, influența liderilor nu este tocmai pozitivă, pentru că toți se fac vinovați de sărăcirea poporului. În timp ce vinovăția primilor este prezentată metaforic cu referire la animale de pradă, vinovăția ultimilor este prezentată explicit, așa cum trebuia să fie mesajul profeților și lucrarea preoților. Împărțirea dreptății și protejarea standardelor suferă din pricina faptului că cei responsabili nu își împlinesc mandatul, ci se ocupă de propriile lor interese. În schimb, Domnul nu încetează a fi pilonul dreptății pe care se fundamentează întregul pământ, moral prin definiție. Așa cum făcuse în capitolul 2, Domnul atrage atenția asupra exemplului oferit de tratamentul la care i-a supus pe neevrei. Deși caracterul pedagogic al acestor experiențe este în afara oricărui dubiu, izraeliții nu au urmat nici minimum necesar solicitat pentru îndreptarea situației în care se aflau. Am zis, cu siguranță te vei teme de mine, vei primi disciplinarea. Astfel, locuința nu i-ar fi fost nimicită și n-ar fi venit peste ea toate pedepsele mele. Dar ei au fost tot mai dornici să se strice prin toate faptele lor. Țefania 3:7. A primi disciplinarea este o chestiune elementară pe care copiii o cunosc prea bine. Opusul acesteia este dat de stricarea continuă a faptelor. Partea a doua a mesajului vorbește despre strângerea popoarelor pentru o pedepsire exemplară urmată de o transformare uluitoare. Popoarele vor ajunge să-L slujească pe Dumnezeu fără rețineri sau jumătăți de măsură. Mântuirea se va extinde la fel de mult precum damnarea, adică până departe în ținutul Egiptului de sus. O transformare calitativă va suferi și poporul lui Dumnezeu, a cărui rămășiță va fi purificată de elementele negative și de înclinația spre păcat. Pacea lor nu va mai fi tulburată de nimeni, astfel încât își vor permite un trai liniștit. Finalul este jubilant încă de la început, deoarece pricinile aducătoare de nenorocire au fost îndepărtate, pedeapsa și inamicii. În plus, se vor bucura de o nouă relație cu Domnul, calitativ superioară celei gustate anterior. Profeția lui Țefania se încheie tot cu un cuvânt cheie, așa cum a și început. De data aceasta este vorba despre strângere, un termen care califică cuvântul cheie din introducerea cărții. Nimicirea despre care s-a vorbit la începutul cărții se pare că nu a fost desăvârșită, pentru că Domnul a păstrat o rămășiță. Comunitatea israeliților va căpăta din nou valoarea intenționată de Dumnezeu, reprezentând cinstea întregului pământ. Semnificații. Judecata lui Dumnezeu pentru Israel este imediată, spre deosebire de neevrei pe care Dumnezeu îi tolerează, uneori parcă prea multă vreme, pe credincioși Dumnezeu îi îndreaptă imediat. Motivul acestui tip de comportament rezidă în relația pe care tatăl o are față de fiii săi. În plus, pedepsirea vinovaților acum ne scutește de revărsarea viitoare a mâniei sale. Evrei 12:4-11. Să nu ne imaginăm că Dumnezeu este acel tată care judecă arbitrar și pedepsește la întâmplare. El este un părinte care cere atât de puțin din partea omului. Țefania 3:7. Într-adevăr, conceperea mântuirii, convingerea minții, credincioșia în gândire și comportament nu sunt realizări cu care să se poată lăuda omul, cel puțin așa susține Scriptura. Mântuirea este prin excelență lucrarea lui Dumnezeu.
Singurul om veritabil, fără păcat, a fost Isus, Dumnezeu întrupat. Lucrarea sa a fost prevestită de Ioan Botezătorul, a fost adeverită de apostoli și confirmată prin semne miraculoase de Duhul Sfânt. Evrei 2, cu 2 la 4. Mântuirea nu se poate cumpăra. Ea este atât de scumpă încât nicio bogăție, oricât de mare, este teoretic și practic cu totul nefolositoare. Psalmul 49, Matei 16, cu 26. Apostolul Pavel îndrăsnește chiar să vorbească despre Dumnezeu ca alegându-i pe unii pentru erezie, iar pe alții pentru adevăr. 2 Tesaloniceni 2, 9 la 14. Convingerea minții este lucrarea integrală a Duhului lui Dumnezeu. Vorbind despre apostolia la care a fost chemat împreună cu partenerii săi de lucrare, în 2 Corinteni 4, 1 la 15, apostolul Pavel evidențiază clar că lucrarea de convingere este realizabilă numai în anumite condiții favorabile. Adevăr, versetul 2, voința lui Dumnezeu, versetele 3-4, predicarea lui Hristos, versetele 5-6. Oricât de multă străduință ar fi investită, șansele de urmare a lui Hristos din inerție sau prin voință și eforturi proprii sunt sortite eșecului. Ne stă împotrivă firea pământească, ce trebuie mortificată zilnic pentru a avea șanse de reușită. Această operație se face doar în puterea Duhului. Faptele bune ale păcătoșilor sunt lipsite de valoare, precum este o cârpă murdară. Isaia 64:5. Dar faptele bune ale credincioșilor au savoarea cerului. Efeseni 2:10. Judecata lui Dumnezeu pentru Israel este dreaptă. Neamurile nu sunt o cantitate neglijabilă. Chiar dacă i-a ales pe evrei, Dumnezeu încă mai are planuri pentru neevrei. Apostolul Pavel vorbea despre măslinul ales, parțial tăiat pentru a fi altoit un altul sălbatic. Ulterior și evreii vor fi răscumpărați, Romani 11. Similar spune și în Apocalipsa despre situația celor contemporani escatonului. Chiar dacă mântuirea va fi ceva mai limitată, ea va fi acordată și atunci. Judecata lui Dumnezeu pentru Israel este perfectă. Istoria lui Israel nu se încheie cu marea exilare și cu înstrăinarea poporului de Dumnezeu, ci cu o mare strângere. Atunci cei credincioși, izbăviți de nenorociri și asupritori, se vor putea consacra părtășiei cu Dumnezeu la un nivel negustat anterior. Domnul nu va mai fi în mijlocul ei un standard de neatins, ci o persoană care va aprecia în egală măsură și calitatea de a iubi, dar și pe aceea de a fi iubit. Dragostea va fi reciprocă, pentru că Israel va cunoaște o transformare radicală. Este exact ceea ce profețește și Ieremia în 31 cu 31 la 34, când vorbește despre legământul cel nou. În concluzie, se poate spune că istoria spirituală a lui Israel evocă istoria spirituală a fiecărui credincios. Fiecare rătăcea pe drumul ales, nefiind conștient de alegerea Domnului. Când Dumnezeu a intervenit și a schimbat esența sau calitatea noastră, nu a mai acționat în virtutea pornirilor noastre primare, ci a tendinței noi inspirate de Duhul. Așa se face că, dintr-o dată, nu mai găsim plăcere în chefuri și în distracții gălăgioase, ci în părtășie liniștită și odihnitoare. Nu ne mai interesează frecventarea de localuri afumate și aglomerate, ci participarea la întâlniri în clădiri curate și aerisite. Orice activitate asociată cu agitația, aglomerarea și zgomotul par a ne dezinteresa în folosul celor în care putem gusta liniștea și alinul. Dumnezeu a făcut lucrul acesta și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta.